Am ajuns la Târgu Jiu și vom merge să vizităm cele trei monumente, Poarta Sărutului, Masa Tăcerii și Coloana Infinitului. Poarta Sărutului este o sculptură din piatră realizată de Constantin Brâncuș. A fost finalizată în anul 1938. Masa Tăcerii, alături de Coloana Infinitului și Poarta Sărutului, reprezintă una dintre cele trei piese de sculptură monumentală al ansamblului monumental din Târgu Jiu, a sculptorului român Constantin Brâncuș. Cele trei sculpturi sunt dispuse pe aceeași axă, orientată de la apus spre răsărit. Masa Tăcerii reprezintă masa dinaintea confruntării în bătălia la care urmează să participe combatanții. Timpul este reprezentat prin dispunerea circulară a celor 12 scaune clepsidre pe care îl măsoară. Hai să vedem și râul Jiu. Masa Tăcerii este cea mai apropiată de râul Jiu. După aceea urmează Poarta Sărutului și Coloana Infinitului este ultima din cele trei așezate pe aceeași axă. Aceasta este axa pe care sunt situate cele trei sculpturi, Masa Tăcerii, urmează Poarta Sărutului și mai departe Coloana Infinitului. Pentru cei care vreți să veniți să vizitați cele două monumente, Masa Tăcerii și Poarta Sărutului, sunt situate în parcul Constantin Brâncuș. Este un parc foarte frumos. Mulți copaci, multă verdeață. Ajungem și la Coloana Infinitului sau Coloana Fără Sfârșit. A fost inaugurată în 1938. Are o lungime de 29 de metri și este alcătuită din 16 module suprapuse. Iar la extremitatea inferioară și cea superioară are câte jumătate de module.